Salut! Hai că tocmai am găsit și eu o zonă mai luminoasă și o să încep clipurile aici. O să înceapă vacanța din USA, a treia din acest an. Și tocmai ne ducem către coasta de vest, în USA. Am plecat din Wisconsin Dells. Wisconsin, suntem în Chicago, am luat un pas, 4 ore jumătate. Un pic ne-a oprit poliția pe drum. N-am avut ce să filmez oricum, nu puteam să filmez în pas, pentru că erau luminile stinse, lumea trebuia să doarmă. Și o să revin cu mai multe filmări, acum intrăm la metrou și vom face mai multe update-uri de acolo. Tocmai era să intru cu țigara în bugea. Pentru a doua oară aici la Goose Island, nu e prima oară când iau micul dejun aici și anul trecut când am fost în Los Angeles și am plecat în Los Angeles, am mâncat tot de aici și să vedem dacă este același mic dejun pe care l-am luat anul trecut. Ca și costuri, cafeaua a fost $3.60, apa nimic. $14.40, dar când o să vină bonul, o să ne uităm și pe taxe, pentru că sunt niște taxe acolo. Ei nu au ca noi, cei din America, taxele adăugate deja în preț. Ei fac taxele exact după ce îți vine comanda, după ce vezi prețul, o să fie un subtotal cu tot cu taxe. În momentul de față, zborul nostru era 9.40. Însă avem un delay de 30 de minute, o să plece la 9, la 10 și 10, noi am ajuns undeva la 7 aici și după toate controlele și toate porțile prin care am trecut, 7 și 20, avem ceva de așteptat, dar numai bine că îmi încarc și eu telefonul și pot să vă mai țin la curent cu toate chestiile, mai ne plimbăm un pic pe aici din duty-free-ul lor, bine, nu e așa elaborat ca celelalte, este mai mult un aeroport
a fost un aeroport industrial, nu este elaborat ca celelalte, cum sunt cele din Turcia sau cele din Anglia. Nu au duty free-uri atât de mari să cumperi tot ce vrei tu, cum magazine, spre exemplu cel din Istanbul, sau atât de multe magazine ca Charles de Gaulle. Da, o să vedem, ne plimbăm și ne uităm. Și avem și un mic dejun standard aici, avem o omletă cu bacon, cartofi, două felii de pâine prăjită, unt, gem de căpșuni, de zmeură, cafea și apă la doar, cred că o să treacă undeva la 20-21 cu tot cu tips, 22 de dolari. Fie un preț ok pentru, pentru aeroport, dat fiind faptul că te duci și dai pe un sandwich pe Henry Coandă 40-45 de lei și pe o doză de cola 25. Adică undeva la 70 de lei și aici vine undeva la 110 lei. Ceea ce e rezonabil. Foarte mare update de aici de la Chicago din aeroport. Trebuia să decolăm la 9.40. S-a pus delay de 30 de minute la 10.10. Apoi avem plecare la 12.10. Un pic cam nasol, având în vedere că eu am ajuns aici la 6. Și boarding pass-ul meu este la 6.40. Am mai stat un pic, am luat o țigară. Da, un pic cam nasol. O să mai revenim cu imagini de pe drum. Vedem noi ce facem. Trebuie să pierdem un pic vreme pe aici, da? Trebuie să ne încărcăm și telefonul. S-au fumat cu 5-6 țigări până acum. Da, totul e ok. Avem timp de relax după ce am stat vreo 4 ore jumate, 5 ore în Greyhound-ul ăla cu care miroase oribil. Știți, de la primul video cu Minneapolis, cu miroase, gândiți-vă că acum era mai rău, că, da? Și înghesuială și tot. Sper să avem un drum foarte bun la filmul ăsta. A mai fost o dată bine, n-am fost o problemă. Ca să vă faceți o idee cum se ajunge de unde sunt eu în Chicago, trebuie să iei un bus cu care faci 5 ore și 20 de minute sau 5 ore și 30 de minute din Wisconsin Dells în Chicago. El are o singură stație în Milwaukee. Iar basul acela, ca să prind eu avionul la ora 9.40, și a trebuit să iau la 1 și 30 de minute din Wisconsin Dells, iar apoi să vin aici, la aeroport, dar e ok pentru că ei au linie de metrou direct de la Greyhound până la aeroport. Și te lasă fix în aeroport, adică ieși din metrou și direct în aeroport, direct pe subteran, la terminale, totul este ok. Numai că de acolo timpul e cel care te duce așa de colo-colo, pentru că trebuie să pleci cu dimineața, cu seara în cap. Dacă nu poți să dormi pe timp de zi, e nasol, că stai atâtea ore. De exemplu, în momentul de față, eu am peste 18 ore nedormite. Și o să mai am, pentru că în avion nu pot dormi deloc. Când o să ajung acolo, o să trebuiască să mai aștept și după ceilalți care o să ajungă și ei, ceilalți studenți care sunt în excursia asta. Și apoi o să mergem acolo să ne plimbăm un pic după induction-ul pe care o să ne facă cei de la agenția cu care mergem. Și o să fiu un pic cam nasol, dar lasă că băcăm cafele, băcăm țigări. Vă recomand să nu fumați și să nu beți cafea, că nu e bun. Doar în situații extreme ca asta. Dar poate nici așa. Ce nu-mi place cu adevărat la acest aeroport este că în momentul când vrei să fumezi, dacă ești fumător, nu ai un smoking area, iar apoi trebuie să ieși afară din aeroport ca să poți fuma. Când te întorci, trebuie să faci din nou check-in-ul, trebuie să treci din nou pe la verificări, trebuie să-ți controleze iar bagajul, să-ți controleze iar pașaportul, să-ți controleze tot. Iar ce crezi? Stai la coadă!
atunci când am băgat 50. Am urcat la 120, dar nu i-am scos. Ai văzut că nu poți să dublezi? Eu n-am poți să dublez. Să dau roșie și neagră. Vai, uitați-vă unde am ajuns. Semnul cu The Fabulous Las fierbinți direct. Este Las fierbinți. O săptămână am ajuns și la Las. După săptămână de mers pe jos. Ah, vai, doamne, doamne. Ce mă pace. Dar am tot soarele noi. N-am ce vedea. Asta au primit închis. Oare ce-o face oraș la aeroport acum? Ia, veniți. Își cunoaște noi prieteni. Ce-a făcut oraș cu noi? Ne-a dat la cur, nu? La cur, așa, oraș. Zi, Everina, zi tu. Zi tu că nu pot să întorc mâna mai mult de atât. Ce-a făcut oraș? Ne-a dat la cur. Mulțumim, Aurași. Mulțumim. Ești distracție plăcută cu best noi. Best of the best. Distracție plăcută cu noi, te prieteni. Dacă Skyat în Kazakhstan, dar nu bagă muzică. Hai, pa, Aurași. Ne vedem diseară. Ne vedem diseară. Yes, sir. 20 bucks puts you over here. 25 somewhere. Mini motherfucking apples give us $25, make some noise! That's what I'm talking about. De ce îmi stricați filmarea? Ia! S-a un socorona pe painele. Mare? 7 lei motorina a futut morții tăi, Iohannis. Dar unde ești, la Belaj? Domnul, ce stiți aici? Domnul! Dar m-ai băgat la noc și nu mai fă nimic. Dați cu apă pe mine că nu mai am aer. Dați cu aer pe mine. Dați cu aer. Ia, uitați. Ia. Daniela. Lux, șomplență. Au. Do you want to say something to the camera? I don't know what to say. Have a enjoy the party. Enjoy. De pop, suzeta mea. Unde mergem, bă, românilor, acum? Unde mergem? La București! La București? Hai zi, acum! Uite ce pauză a făcut, nu mai vorbește. Unde mergem când plecăm din cluburi? La lăutari! Unde cântăm la lăutari? De ce sunteți așa moarte, fetelor? Da, eu sunt... Mă, pe cine faci tu, bă, moarte, bă? Știi cine-i tata? A, de ce cu bă? După servici, cum vrei? Meme cald. Și nouă cât o apă, te rugăm. Apă. Nu prea merge aerul ca lumea. Celebrity Romania.
las con los Federico, un heralta. Yo la pongo de hecha, me pito mi religión en la calle, el tigraje lo predico. Me estoy buscando como que vendo perico, no me pueden allanar porque legal lo que trafico. Dame mi contacto, la ruta por Puerto Rico, de que como por antojo, yo siempre tengo a